Promut-o în Liga 1 și la doar 26 de ani a ales să se facă preot. Sergiu Păcurar a fost atacant la Târgu Mureș, dar a renunțat la fotbal și s-a făcut preot. El a terminat facultatea de teologie și acum slujește într-un sat de lângă Cluj. Ce m-a făcut să aleg biserica în detrimentul fotbalului? Cred că doar Dumnezeu știe. Făcând o comparație cu teologia, și fotbalul m-a ajutat, deoarece și acolo era un program destul de strict și riguros, ca și aici la teologie, de altfel. Păcurar mai joacă fotbal cu colegii de la teologie și urmărește meciurile din Liga 1. Echipa de fotbal nu mă va schimba și aceasta este Steaua București. FCSB-ul, da. Le-a calat un CFR-ul și cred că anul ăsta va fi anul nostru, să spun așa. Păcurar a câștigat și un concurs de frumusețe în perioada în care a stat la Târgu Mureș. Acolo a fost antrenat de Petrescu, iar Mutu i-a fost coleg. Era un exemplu de jucător pentru noi cei tineri. Era un profesionist desăvârșit, pentru că altfel nu ar fi putut ajunge la nivelul în care a ajuns. Este o mândrie pentru mine că l-am cunoscut și că m-am dezbrăcat alături de el în vestiar. A vorbit